Noua împărțire a vacanțelor îi nemulțumește pe elevii hunedoreni care strâng rândurile pentru a protesta. Protestul se anunță unul la nivelul tuturor școlilor din Hunedoara, ca urmare a faptului că aici este și zona de munte, iar vacanțele de iarnă sunt strict legate de sezonul de schi, unul foarte scurt de altfel. Toți elevii din județul Hunedoara s-au pregătit, majoritatea, pentru protestarea împotriva structurii anului școlar, care a fost propusă pentru anul școlar 2019-2020, care are în vedere scoaterea vacanței intersemestriale, astfel semestrele fiind foarte disproporționate. Ne afectează pentru că este vacanța de iarnă, în care elevii au multe alte activități, pot să facă multe alte activități, și normal, oricine își dorește o vacanță în plus. Vom organiza la nivel județean proteste. Noi credem că și cu ajutorul presei vom atrage atenția ministerului. Ne vrem vacanța înapoi, dorim să avem și vacanța intersemestrială și vacanța de iarnă și am vrut să facem astăzi lucrul acesta. Credem că o să fim băgați în seamă. Sperăm că se va schimba. Ne dă puțin timp de relaxare, ținând cont că tocmai a fost primul semestru care a fost destul de greu. E un liceu de informatică și este suficientă materie încât să ne satisfacă nevoile pentru învățat. Eu spun că ar fi nevoie de ea, nu numai din cauza că să ne relaxăm, dar și pentru timp liber, în general, să putem să mergem la rude sau ce măcar să povestim de reușitele făcute sau orice altceva. Cam cât îți ocupă școala pe zi? 14 ore. Va fi luată seama dacă suficientă lume se va aduna și va protesta, dar dacă va rămâne numai acest liceu, nu, 100% nu. Va trebui să facă mai multă lume să ia decizie, pentru că dacă sunt numai 5 puradei sau 5 copii mici, nu o să facem nimic. Pe toată perioada vacanței de iarnă și după Revelion până la Paști, în Straja, reprezentanții Asociației Cabanierilor au protestat public, au afișat banere și au cerut ca vacanțele să nu se modifice. Asta pentru că sezonul de schi este și așa scurt, nu se poate compara cu cel estival când vacanțele sunt lungi, însă nimeni nu a ținut cont de asta. Elevii hunedoreni sunt gata să protesteze, iar data protestului va fi propusă după ce se vor aduna suficiente adeziuni de la toate școlile. Structura anului școlar 2019-2020 suferă modificări importante. Elevii vor începe cursurile mai devreme, în data de 9 septembrie, și vor intra în vacanța de vară pe 13 iunie 2020. Mai mult, semestrul întâi se va încheia în luna decembrie, deci vacanța de iarnă va fi și vacanța intersemestrială pentru elevi, scopul fiind acela de a fragmenta mai puțin semestrele, după cum susțin responsabilii din Ministerul Educației Naționale, care nu au agreat petițiile de până acum. Artera principală din orașul Aninoasa este la un pas să se surpe dacă în zonă mai trec mașini de tonaj. Pâraiele ce vin din munte sunt direcționate de-a lungul șoselei și pe anumite porțiuni, casele oamenilor și șoseaua sunt pur și simplu la un pas să se surpe. Oamenii de aici s-au adresat în repetate rânduri autorităților locale și au cerut sprijin după ce casele au luat-o la vale. Și acum, după ce debitul apelor a crescut din cauza ploilor, ei se tem să nu le ia și casa și șoseaua. Primarul spune însă că a observat ce se petrece acolo și că are de gând să schimbe cumva cursul apei. Când plouă de pe versant se adună torenții și este o casă care canalizarea trece pe exact pe sub fundația casei. Am luat măsuri în acest sens, am făcut rost de tuburi, am discutat cu o firmă, astăzi vin tuburile pentru reabilitarea canalului și de mâine se apucă taie drumul și introduc tuburile astfel încât să rezolvăm această problemă, să nu mai fie în pericol casa respectivului cetățean care locuiește în zonă. Pârâul ce traversează orașul Aninoasa a săpat adânc în infrastructură, iar la fiecare ploaie, oamenii care locuiesc în case se tem că viitura le va lua locuințele. Asta după ce mai multe blocuri, pe care oamenii din Aninoasa le numesc colonii, au rămas fără acoperișuri după precipitațiile din iarnă. În fapt, vorbim despre oameni care locuiesc la drumul principal și care, deși s-au plâns de ani de zile că trebuie făcut ceva, au ajuns acum să se roage ca apele să nu mai sape în terasament, pentru că deja pereții le sunt crăpați bine. Cu toate acestea, edilii spun că nu e chiar așa grav. Casa prezintă niște fisuri, dar nu prezintă fisurile chiar neapărat în urma acestor evenimente. Fisurile sunt mai demult, întrucât este o casă mai veche, dar nu are. Casa nu are de suferit în momentul de față, dar pentru preventiv trebuie să rezolvăm această problemă cât mai urgent. Artera ce urcă spre stațiunea Straja a intrat în reabilitare. Utilajele de asfaltare sunt deja în zonă și când a permis timpul s-a asfaltat. Se ține cont de vremea neprielnică, însă lucrările sunt întoi. Asta susține acum și primarul Lucian Resmeriță.
Anul trecut împreună cu Consiliul Județean am reușit să facem undeva la 3 km din drum, adică să turnăm ultimul strat de asfalt, care era cel mai important și care este un strat de uzură care va rezista mult mai mult timp, și anul acesta continuăm aceste lucrări, astfel încât vom ajunge până jos, până la casele unde de acolo ne aparține nouă ca și comunitate drumul, dar am reușit anul trecut să asfaltăm și acel drumul de pe strada Straja. Nu prea a fost vreme bună, însă drumarii țin cont de asta și nu toarnă asfalt pe ploaie. Însă lucrările trebuie să avanseze, pentru că urmează o serie de competiții în acest loc, iar timpul trece. Împreună cu Consiliul Județean, în acest moment, asfaltăm drumul din Straja. Bineînțeles, ținem cont în mod deosebit de vreme, să nu plouă în acea perioadă de timp. Ținem cont, vedeți cum este vremea astăzi, dar găsim ore în zi încât să fie vremea bună și să putem să asfaltăm pentru a avea într-un timp cât mai repede asfaltat acest tronson important pentru noi ca citațiune. Că vedeți dumneavoastră, încep imediat să vină cei cu bicicletele, încep să vină cei cu motociclete, încep să vină alte acțiuni pe care noi le avem în Straja, Lombardul, și nu este normal ca să nu avem acest drum foarte bine, dar trebuie să scot în evidență faptul că fără ajutorul Consiliului Județean, parteneriatului bun pe care îl avem, și nu trebuie să ascundem faptul, fiind poate și de aceeași parte politică, lucrurile merg în localitatea respectivă, poate merg mult mai bine. Drumul a fost reabilitat în vara lui 2016, când au demarat primele lucrări de asfaltare aici, dar în partea ce aparține municipalității. Acolo s-au făcut lucrări de reabilitare și s-au dimensionat traseele, foarte apropiate de casele de locuit. Toate cursurile de apă din zona Văi-Jiulii s-au aflat periodic sub avertizări de coduri de inundații. Însă, spun specialiștii sistemului hidrotehnic, lucrările ce s-au făcut pe diverse cursuri de apă au ajutat mult. Am fi avut frecvent inundații și acum, dacă toate aceste cursuri de apă ce vin de pe versanți și traversează Valea-Jiulii ar fi ieșit din matcă. Acum, pentru că precipitațiile nu se opresc și apele au crescut, responsabilii sistemului spun că se fac verificări periodic și situația este sub control. Azi dimineața am ieșit sub cod la ora 6, am ieșit de sub cod galben. Încă suntem sub cod galben pe hidrologic. S-au înregistrat în Valea Jiului azi noapte 22 de litri pe metru pătrat în zona Valea de Pești, Câmpul Luneac, iar în zona de est, anume Petroșani, Petrila, 11 litri. În urma acestor precipitații a crescut nivelul râurilor față de ziua trecută cu circa 5-7 cm. Valea de Pești, barajul, acumularea, deversăm cu 5 cm peste nivelul normal de retenție. Debitele sunt, să zic așa, destul de mari, nu foarte mari cât să ne facă probleme. Ploile nu se opresc și cel puțin până joi plouă destul de tare, așa că toate râurile sunt monitorizate. Se anunță precipitații, și anume până în 30 la ora 9, în jur de între 15 și 40 de litri local, fără cod galben. Noi, Apele Române, cu personalul din subordine, administrăm cursurile de apă, le monitorizăm și în caz de inundații intervenim prompt. Dar cred eu că nu o să avem inundații în zona Văi-Jiulii. Nu se pune problema tocmai pentru că în zonele vulnerabile s-au luat măsuri și cursurile de apă sunt curățate și reabilitate total. Zilele trecute, în aeroport și nu numai, și în zona de vest a... Da, dacă nu aveam lucrările, sigur se întâmplau inundații, ieșeau din matcă apele, lucrările hidrotehnice au făcut să nu mai avem inundații și totodată au calibrat foarte bine în albile nou create. Mai multe cursuri de apă au fost reabilitate total și Apele Române fac investiții periodic. Mai mult, cei de aici spun că vor continua să investească în consolidarea apelor și a malurilor, astfel încât pericolul inundațiilor să nu mai existe în ciuda ploilor torențiale care cad periodic. Elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani au obținut trofeul unui festival de film, iar autoritățile locale, ca și adolescenții de aici, ne invită să-l vizionăm. Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani este singurul colegiu din țară care a participat la Festivalul Național de Scurtmetraj Film Mic cu două filme pentru al treilea an consecutiv. Două echipe de la Colegiul Național Eminescu s-au deplasat la Constanța pentru a participa la finala Festivalului Național de Scurtmetraj Film Mic. Este al treilea an în care colegiul nostru participă
participă la acest prestigios festival pentru liceeni cu două filme. Una dintre cele două echipe, formate din Andrei Popa, regizor, producător, imagine, sunet, scenariu, montaj, efecte speciale, Bianca Bârlida, actriță principală, Muntean Vlad, actor secundar, Alhameș Fuadi, asistent imagine, tehnician lumini, asistent green screen, clachetist și coordonată de profesor Marilena Docșar, au reușit să obțină marele premiu al festivalului, precum și premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal cu scurtmetrajul Drumul către apus. Premiera are loc la Cinematograful din Petroșani, miercuri de la ora 13, iar intrarea este liberă.